potrivit datelor puse la dispoziția CNCAB de către Institutul Național de Sănătate Publică prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinării, care ține evidența vaccinărilor, situația din 18 ianuarie, anul curent, ora 17, este următoarea. Numărul de doze administrate de vaccin împotriva COVID-19 pfizer Biotech în ultimele 24 de ore, 30.237, din care număr de persoane vaccinate cu o doză 29.162 cu două doze, 1075. Numărul total de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare în ultimele 24 de ore, 45 reacții comune și minore, din care 14 reacții de tip local, 31 de reacții generale. Numărul total de vaccinuri fiind de 235.239, din care un număr de persoane vaccinate cu o doză 233.288 de persoane, cu două doze 1.951. STS recomandă cetățenilor să acceseze periodic aplicația pentru a verifica introducerea unor noi centre de vaccinare.